Foarte mulți clienți au început acum să întrebe pentru ce încerc mie CNP-ul sau toate cele. Pentru ce încerc acest lucru sau acest lucru sau acest lucru? Ai intrat ghe de pe reu și nu ai voie să-mi ceri acest lucru. Pentru că așa am văzut la televizor că îmi cereți CNP-ul. Ei bine, GDPR-ul și CNP-ul spune așa, că în momentul când ai niște servicii, trebuie să ceri ceva ca să identifici abonatul și automat își cere CNP-ul. Ei, la GDPR este de fapt un ghid de protecție a datelor personale, adică CNP-ul sau cuiu sau tot ce ai tu ca și persoană fizică sau juridică, trebuie să fie ținută în siguranță. Asta înseamnă următorul lucru, că dacă ar fi fals în acte, atunci cineva s-ar da numele tău ca și angajat și ar folosi, ar utiliza cuiul respectiv și și-ar face, eu știu, un credit de nevoi personale pe o companie sau altceva, sau pe persoană fizică același lucru. Iată ce înseamnă GDPR-ul din punct de vedere al angajatului, al clientului și al meaistului. Adică este ceva de genul, trebuie să rămână în casă, adică între mine și client, între client și firma și companie. Dacă se întâmplă ceva, automat este furt de date și alte chestii și este un, cum să zic eu, un fel de cyber security sau altceva, sau infracțiune informatică. Și să mai zic că este un fals în act.